Capitolul 22. Vasilii Gureevici Pavlov. Baptiștii români datorează baptiștilor ruși chiar unele începuturi istorice la noi în țară, cum e în delta Dunării biserica din Tulcea. Această biserică baptistă e una din cele mai vechi din România. Ea a fost întemeiată de câțiva ruși și germani veniți din Ucraina. Predicatori din Odessa cercetau adeseori această biserică. Dacă căutăm să împingem istoria mai în trecut, descoperim că baptiștii de pe meleagurile noastre au avut legături cu baptiștii din Rusia chiar de prin secolul al XVI-lea, potrivit codicelui de la Novgorod. Unul care a iubit pe români și a dorit mântuirea lor, străduindu-se pentru aceasta să învețe limba română, a fost predicatorul misionar Vasilii Gureevici Pavlov. El s-a născut în anul 1854 dintr-o familie săracă din orașul Tiflis. Tatăl său, un simplu birjar, avea un câștig așa de modest că abia putea să-și întrețină familia. Astfel, datorită acestei situații, Vasilii Gureevici fu dat încă de mic ca ucenic la un magazin de ceai. Carte a învățat puțină, dar și aceasta doar pe apucate. Fiind dotat cu un spirit de inițiativă, când a ajuns mare, a căutat să-și completeze puțina sa învățătură și să-și dezvolte puterea sa de gândire. Datorită acestui fapt, a ajuns un adevărat autodidact. Când a fost de 16 ani, printr-o împrejurare a ajuns la Biserica Baptistă din Tiflis, unde, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, s-a convertit și, nu după multă vreme, în anul 1870, a fost botezat. După puțin timp, s-a apucat să vestească Evanghelia prin împrejurimi. Apoi, cercul lui de lucru a fost mereu lărgit până ce a călătorit întreaga Rusie, de la un capăt la celălalt. În lucrarea sa, a avut parte de bucurii și succese, dar nu a fost scutit nici de suferințe și greutăți. Poliția țaristă era veșnic pe urmele lui. A fost arestat de nenumărate ori. A colindat multe pușcării și, cu mâinile în lanțuri, era purtat dintr-o parte în alta ca un hoț și criminal. Odată a fost condamnat la 8 ani de deportare într-un loc unde, datorită greutăților, și-a pierdut soția și copiii. Cum în Rusia se găseau o mulțime de naționalități conlocuitoare, iar în el era dorința aprinsă de a le vesti Evanghelia, adevărul lui Dumnezeu în limba lor, Pavlov s-a apucat și a învățat următoarele limbi: gruzină, armeană, tătară, turcească, persană, greacă, cehă, polonă, bulgară, arabă, franceză, engleză și română. Puțini bărbați din timpul lui s-au putut măsura cu el în această muncă uriașă pe care a adus-o pentru cauza lui Hristos și mântuirea păcătoșilor. Focul Duhului Sfânt ce i-a cuprins ființa l-a făcut să nu cunoască oboseala în a învăța spre a putea fi de folos altora. Nici distanțele mari, nici amenințările, nici suferințele nu l-au putut împiedica din lucrarea la care se ținea chemat. El a trecut din viața aceasta la Domnul în aprilie 1924, în vârstă de 70 de ani, în orașul Baku.